În parcul Șipote sunt o mulțime de probleme care pot fi rezolvate cheltuind sume foarte mari de bani, însă sunt și aspecte care pot fi remediate cu bani puțini și cu mult interes din partea autorităților. De exemplu, urzicile pot fi cosite pentru a reda aspectul îngrijit al parcului. Deloc surprinzător, autoritățile locale au uitat și în acest an de parcul Șipote. Așa se face că urzicile au crescut și au ajuns la peste un metru înălțime. Parcul Șipote din Suceava a fost lăsat de izbeliște și în această vară. Dincolo de deșeurile care nu mai încap în coșul de gunoi și sunt aruncate la boia întâmplării, și pârâul șipoțel a fost colmatat. Pârâul din parcul Șipote este colmatat. Cineva probabil a încercat să-l curețe la un moment dat și a îndepărtat mizeria, însă a uitat să o ducă acolo unde trebuie, adică la coșul de gunoi. Parcul Șipote se află în administrarea Direcției Silvice Suceava.